Bine te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Astăzi vom vorbi despre transmiterea ereditară a unor caractere umane normale. Este vorba despre grupele de sânge. Pe parcursul lecției, vei putea descoperi modul în care se transmite acest caracter în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. Cele patru grupe de sânge la om sunt determinate de trei gene alele. Grupa 0 este recesivă. Grupele A și B pot fi homozigote sau heterozigote. Iar în cazul grupei AB este vorba despre codominanță. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. Cunoașterea grupelor de sânge are importanță în realizarea transfuziei, pentru evitarea incompatibilității dintre donator și primitor.